Planurile de viitor făcute astăzi vor avea succes în scurt timp. În Berbec, la serviciu, sunteți perseverenți și aveți voință să terminați o lucrare importantă. După amiază, ar fi bine să acordați mai multă atenție familiei. Taur, aveți realizări profesionale deosebite. Șefii vă apreciază, dar unii colegi sunt invidioși. Ar fi bine să nu spuneți chiar tot ce gândiți, pentru că s-ar putea să deranjați multă lume. Gemeni, s-ar putea să nu mai plecați într-o delegație din motive obiective. Puteți să vă bucurați, pentru că și așa sunteți foarte încărcat. Rac, este posibil să ajungeți la discuții cu persoana iubită pentru că stați prea mult la serviciu. Ar fi bine să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Leu, dimineața sunteți plin de energie și dispus să faceți mari eforturi fizice. După amiază s-ar putea să aveți musafiri sau să mergeți în vizită la prieteni. Fecioară, relațiile cu partenerul de viață sunt bune. Puteți să rezolvați probleme legate de cămin. Aveți șanse să rezolvați cu bine și problemele financiare. În balanță, s-ar putea să plecați într-o călătorie în interes de familie, prilej cu care obțineți un câștig neașteptat. Aveți tendința să riscați prea mult, fiți mai prudent. Scorpion, sunteți într-o formă excelentă și faceți planuri îndrăznețe. Puteți avea succes în investiții financiare pe termen lung, în demararea unei afaceri și în călătorire în interes personal. Săgetători, dimineața aveți o voință de fier și reușiți să rezolvați o problemă delicată la serviciu. Fiți atent cum vorbiți cu colegii, pentru că sunteți nervos și este posibil să fiți înțeles greșit. Capricorn, sunteți foarte activ, aveți întâlniri și faceți o mulțime de drumuri scurte în interes personal. Este posibil să vă întâlniți cu un fost coleg, ascultați și sfaturile lui. Vărsător, aveți o zi destul de încărcată, cu multe drumuri și probleme de rezolvat, nu vă faceți griji, reușiți să faceți față cu succes. Pești, situația financiară vă preocupă în mod deosebit, sunteți optimist și aveți încredere în ajutorul oferit de un partener de afaceri și de prietenii apropiați. Totuși, fiți prudent. Atât pentru moment, aveți un început de săptămână minunat. Mulțumim tare mult, Amalia!